Bun găsit, dragi telespectatori, sunt preotul Adrian Blăjuță. Ne reîntâlnim prin intermediul TVR Iași la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Și suntem în atmosfera Sfintelor Paști, a solemnității Învierii Mântuitorului nostru, o sărbătoare deosebită pentru noi creștinii. Este o sărbătoare, de fapt, este cea mai mare sărbătoare pe care o avem noi, creștinii, și ne spune Sfântul Paul, dacă Hristos nu ar fi înviat, zadarnic ar fi predica noastră și zadarnic ar fi credința voastră. Iată, despre acest subiect vom vorbi în ediția de astăzi a emisiunii Lumina Creștinului și vom face acest lucru cu invitații mei. Spun bun venit doamnei Eugenia Dămătăr. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Dumneavoastră este colaborator la Oficiul pentru Pastorația Familiei din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Spun bun venit părintelui Iancu Petru Pius. Bine v-am găsit. Părintele fiind formator și profesor la Institutul Teologic Sfântul Iosif din Iași. Așadar, discutăm despre solemnitatea Învierii, despre această sărbătoare atât de importantă pentru noi creștinii. Și aceasta vine la capătul unei săptămâni sfinte, o săptămână deosebită, profundă, plină de semnificații, și aș vrea să-l rog deja pe părintele Pius să ne vorbească despre această săptămână, despre momentele din această săptămână sfântă. Săptămână sfântă sau săptămâna mare, cum mai este numită în tradiția noastră populară, care începe cu Duminica Floriilor și are punctul culminant în cele trei zile care preced sărbătoarea Învierii, Tridiumul Pascal, Joia Sfântă, Vinerea Sfântă și Sâmbăta Sfântă. Trei zile care ne conduc spre acest mister central al credinței noastre, spre întâlnirea cu Hristos cel Înviat, spre primirea în viața noastră a luminii lui Dumnezeu, care să ne însuflețească trăirea și să ne facă oameni și creștini mai buni. Așadar, trei zile care conțin acest Triduum Pascal au în centru pătimirea, moartea și se încheie cu învierea lui Hristos. Trei zile de o extremă importanță pentru orice creștin, pentru că fără pătimire și moarte nu putem să ajungem la înviere. Este adevărat și trebuie să amintim și telespectatorilor noștri că, de fapt, sărbătoarea Sfintelor Paști conține tocmai această semnificație, are acest mister a suferinței, morții și în învierii Mântuitorului. Și ajungem, iată, în Sâmbăta Sfântă, în această noapte de priveghere, și e o celebrare deosebită. Să amintim un pic cum se desfășoară această celebrare din Sâmbăta Sfântă și care ar fi semnificațiile. Da, este momentul central al vieții întregului an liturgic. Toate celebrările conduc spre această vigilie pascală sau priveghere pascală pe care o trăim noi și în același timp toate își află izvorul aici. Toate sacramentele, toate celebrările își află izvorul în această priveghere nocturnă, în noapte, care este numită încă de la începutul bisericii mama tuturor privegherilor, mama tuturor vigiliilor. Este sărbătoarea, celebrarea cu cea mai profundă încărcătură simbolică, spirituală, de credință, pentru că ne introduce în misterul pascal, ne introduce în contemplarea lui Hristos, cel care biruie moartea și ne conduce spre viață pe unul fiecare dintre noi. Și simbolistica acestei sărbători este extrem de puternică, deoarece ea se deschide în afara bisericii, în afara zidurilor sfinte, pentru că începe cu sfințirea focului sacru, foc de la care se aprinde lumânarea pascală, lumina lui Hristos, un simbol prin excelență a lui Hristos, așa cum în vechime, în peregrinarea prin pustiu, poporul ales a fost condus de acea coloană luminoasă, la fel pentru noi, unul fiecare dintre creștini, Hristos, simbolizat prin această lumânare pascală aprinsă, care introduce procesiunea în biserică, ne însoțește pe drumul vieții noastre și ne arată calea spre Tatăl. Și de la această lumânare pascală, apoi, întreaga biserică primește lumină,
pentru că celebrarea, începând în întuneric, se luminează. Este noaptea, așa cum spune o frumoasă cântare din această celebrare, este noaptea care luminează ca ziua. Iar fiecare creștin, având în mână lumânarea aprinsă de la lumânarea pascală, primește lumina lui Hristos, primește acest har și apoi fiecare dintre noi are misiunea de a-L împărtăși. Este, cum spuneam, primul moment al celebrării pascale, a vigiliei pascale. Urmează apoi liturgia cuvântului, care ne prezintă etapele de-a lungul cărora Dumnezeu în istoria mântuirii a intervenit pentru a-L conduce pe om la mântuire, plecând de la crearea omului, jertfa patriarhului nostru Abraham, trecerea Mării Roșii, diferite momente ale alianței și ale promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut poporului ales. Prin 7 lecturi, biserica vrea să manifeste această fidelitate a lui Dumnezeu față de promisiunea cu care El a însoțit mereu poporul ales, indiferent de infidelitatea sa. Și toate își găsesc împlinirea în Hristos. De fapt, liturgia cuvântului, cea de-a doua parte a celebrării, se încheie cu această proclamare solemnă a învierii și a credinței în înviere făcute de Apostolul Paul în epistola sa către romani și apoi prin cuvântarea Evangheliei. Așadar, un paște istoric, relatat din punct de vedere istoric, care ne conduce la Hristos. Al treilea moment al acestei celebrări, am putea să spunem că este Paștele Bisericii, pentru că este conținut în liturgia baptismală, extrem de importantă. La începutul Bisericii, cei care se botezau primeau botezul în această noapte, în noaptea de Paști, și intrau astfel în biserică. Făceau această trecere de la viața cea veche a păcatului la viața cea nouă a harului. Iar biserica păstrează și astăzi, ba chiar încurajează ca în noaptea de Paști să se celebreze botezuri. Iar dacă nu sunt, recomandă să se celebreze această liturgie baptismală cu reînnoirea făgăduințelor pe care le-am făcut la botez sau pe care părinții și nașii noștri le-au făcut în numele nostru la botez. Este așadar Paștele Bisericii, trecerea de la moarte la viață. Cum spune Sfântul Apostol Paul în scrisoarea către romani, am fost înmormântați împreună cu Hristos, am fost botezați, am fost cufundați și împreună cu El renaștem la o viață nouă. Și cel de-al patrulea moment putem să-l numim așa Paștele escatologic sau Paștele vieții noastre viitoare, împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, celebrarea acestei jertfe sfinte prin care Hristos ne redă viață și ne conduce spre viața cea veșnică. Și toată această celebrare nu se închide în sine, pentru că la sfârșitul celebrării în multe biserici există obișnuința de a ieși. De a ieși din biserică și de a duce această veste bună tuturor celor care nu au participat la acest moment, de a-L vesti pe Hristos cel înviat pe străzile noastre. Iată o celebrare profundă, cu multe rituri, așa de frumoasă. Dacă ești acolo, dacă încerci să trăiești această celebrare cât mai bine, nu se poate să nu rămâi mișcat și nu se poate să nu intri cu adevărat în această atmosferă a învierii. De aceea mă îndrept către dumneavoastră, doamna Eugenia, și să vă spun ce înseamnă pentru dumneavoastră această celebrare, ce înseamnă această sărbătoare a învierii Mântuitorului. Pentru mine, sărbătoarea Învierii Domnului înseamnă lumină. Lumină și bucurie mare. Treptat, crescând, mi-am dat seama ce se întâmplă cu mine, că Creatorul nostru a trimis pe unicul său fiu ca să ne răscumpere. Și noaptea de Paști trăim această bucurie mare a luminii. Este cu adevărat această frumusețe, profunzime, și dacă mergem tocmai la profunzime, la fundamentul acestei sărbători, l-aș ruga pe Părintele Piu să ne reamintească de unde, care este cauza, motivul pentru care avem această celebrare. Motivul este fundamentul credinței noastre, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, un moment istoric
care este celebrat din punct de vedere al credinței an de an, este actualizat și reînsuflețit în viața fiecărui creștin. O celebrare care, de fapt, își are fundamentul adânc înrădăcinat în istoria poporului ales și în relația pe care Dumnezeu a cultivat-o cu poporul său. Ne amintim de Paștele iudaic, atunci când Dumnezeu i-a scos pe fiii lui Israel din Egipt, trecând Marea Roșie. Pe acest fundal vine și Paștele nostru al creștinilor, care înseamnă ca și acel Paște o trecere, dar nu doar o trecere de la sclavie la libertate, ci o trecere de la moarte la viață, o trecere la o viață mai deplină, la o viață mai frumoasă, mai luminoasă, o viață care nu mai este nici de cum asemenea vieții din țara sclaviei, ci este o viață plină de libertate și plină de lumina lui Hristos. Dacă vorbim despre această semnificație profundă, de multe ori se neglijează, cred eu, și avem în această perioadă atât de multe invitații să, știu, și prin intermediul mass mediei, dar și magazinele ne invită, au o ofertă așa de bogată cu iepuraș, cu ouă de ciocolată sau, știu, altfel de cadouri pentru Paști. Cum priviți acest lucru? Pentru că avem aceste simboluri, iepurașul, ouăle, lumânarea, lumina. Ce puteți să-mi spuneți? Cred că ați pregătit și dumneavoastră și eu, mi-amintesc cu plăcere acasă, cu părinții mei, pregăteam aceste ouă de Paști. Cum vedeți aceste simboluri, aceste obiecte care ne amintesc de sărbătoare? Mă gândesc la copilăria mea, că a fost binecuvântată și din familie și la biserică, având păstori extraordinari. În familie începeam trăirea Paștelui încă din Miercurea Cenușii. Deci mama ne spunea ce putem face, ce nu putem face și în primul rând era participarea la Sfintele Liturghii și participarea la Calea Sfintei Cruci. Îmi amintesc că seara mama, când mergeam în pat, eram obosiți, ea spunea Calea Sfintei Cruci, că o știa pe de rost, tot timpul, în fiecare zi o spunea. Și apoi mergeam la treabă, la Legat în Vie, puneam un casetofon vechi cu o casetă și puneam Calea Sfintei Cruci acolo și se rugau și vecinii cu noi. Deci ne pregăteam. Apoi, în săptămâna mare, venea tata acasă de la lucru, mama ne îmbrăca frumos, ne trimitea să-l așteptăm, că vine Marea Sărbătoare. Era o bucurie extraordinară. Și mergeam iarăși Vinerea Sfântă la Adorarea Sfintei Cruci la biserică. Apoi mama ne trimitea cu plante de acasă să pregătim mormântul lui Iisus la biserică. Sâmbăta Sfântă pregăteam bucatele tradiționale, ouă vopsite, mielul, ce aveam. Nu era mult, dar era o bucurie imensă. Și cel mai frumos era când mergeam noaptea la Înviere, toată familia cu lumânări, aprindeam lumânările, participam și apoi mergeam la cimitir în procesiune cu lumânările aprinse. Și acolo parcă se ridica spre cer acea lumină, noi cântam toți Hristos a înviat, toată comunitatea și ne întorceam acasă cu lumânarea aprinse. Ne întreceam să ajungem acasă cu lumânările deja aprinse de la lumânarea pascală, ciocneam un nou și mergeam să ne odihnim pentru că a doua zi mergeam la colindat, așa spuneam noi, la vecini să vestim vestea învierii, ne dădeau un nou roșu sau un dulce. Era extraordinar de frumos. Apoi, când m-am căsătorit, am trăit tot așa ce am văzut la părinți, am fost în străinătate, mai mult de 10 ani, am trăit Paștele exact și la biserică și în familie și acum încercăm și acum, referitor la ce ați spus, cultura consumistică umbrește foarte mult această sărbătoare a Paștelui. Iar noi, adulții și părinții, în primul rând, suntem obligați să transmitem copiilor ce am primit și noi. Că dacă nu, ei vor primi altceva. Iar referitor la cadouri, la iepuraș, la ouă, alea vin după aia, că este tot o bucurie pentru copii. Dar în primul și în primul rând, noi la Paște sărbătorim învierea glorioasă a lui Hristos, care a venit să ne răscumpere.
Da, este adevărat. Eu mai aduc aminte că vorbeați despre această procesiune spre cimitir pentru a împărtăși, de fapt, a trăi împreună cu cei dragi ai noștri. Că, de fapt, despre asta este vorba, să auzi acel anunț al învierii, Hristos a înviat, și în procesiune să mergi spre cei dragi care au trecut din această lume și să te gândești la ei, să faci o rugăciune și să cânți în atmosfera cimitirului această cântare de glorie, de bucurie că Iisus Hristos a înviat. Și mai aduc aminte încă un lucru și așa de frumos și cu drag trăit. Ne mai întâlneam, erau aceste ocazii în care sărbătoream Paștele odată cu frații ortodoxi. Și era o priveliște superbă să ne întâlnim pe drum, pe stradă. Eu sunt dintr-o comunitate în care sunt mulți și ortodoxi. Și ne întâlneam și ne salutam. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și parcurgeam o perioadă de drum împreună. Cred că și îmi rămâne această imagine în memorie. Părinte, dacă acum se mai discută, Papa Francisc mai vorbește din când în când, ce bine ar fi să avem o sărbătoare comună. Vedeți, să sărbătorim împreună cea mai mare solemnitate a creștinilor, învierea Mântuitorului. Am avut 40 de zile de post mare, un timp sfânt în care am încercat să ne pregătim cât mai bine sufletele pentru trăirea Paștelui, pentru trăirea solemnității învierii. Cred că cea mai bună pregătire a fost Sfânta Spovadă, să mergi în fața preotului, în prezența lui Dumnezeu și să-ți mărturisești aceste greșeli și cu dorința de a te îndrepta și de a-ți schimba viața. Dar avem alte zile și mai multe zile decât postul mare. Sunt 50 de zile ale Sfintelor Paști. Ce ne puteți vorbi, ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, după 40 de zile de post, de intrare în noi înșine, de convertire, de ascultare acestui glas al Tatălui care ne chema acasă, acum avem 50 de zile de bucurie. De fapt, nu este întâmplător că Biserica propune acest timp îndelungat, pentru că vrea ca fiecare dintre noi să interiorizeze această bucurie, această trăire personală a întâlnirii cu Hristos cel înviat, pentru că din întâlnirea cu El, viața noastră trebuie să se schimbe și pentru ca să se schimbe, are nevoie de timp, pentru ca acele bucurii, acea pace vestită de îngeri, acea trăire împreună cu Hristos cel înviat să prindă roade, este nevoie ca aceasta să se sedimenteze în viața noastră pentru că apoi să ne însoțească pe tot parcursul anului liturgic. Și de aceea Biserica ne propune 50 de zile în care ne salută cu Hristos a înviat și în care cuvântul bucurie, aleluia sau lăudați-L pe Domnul, nu va lipsi. 50 de zile, de fapt, care se încheie cu coborârea Duhului Sfânt, cu sărbătoarea Rusaliilor, o sărbătoare care are de-a face cu Paștele, pentru că Duhul Sfânt este trimis de Hristos cel înviat și El este Cel care apoi transformă viața noastră și ne ajută să aderăm ca fi la iubirea lui Dumnezeu Tatăl. E adevărat ceea ce spuneți și cred că ar trebui să conștientizăm foarte bine acest lucru, pentru că, vedeți, de multe ori sunt mulți creștini care rămân pur și simplu în Vinerea Mare și au impresia că creștinismul este o religie a oamenilor chirciți, a celor care suferă, a celor care, iată, sunt sub povara crucii. Să le reamintim că acesta este un stadiu intermediar. Noi nu suntem chemați la a fi chirciți, a plecați sub această povară, dar suntem chemați la bucurie, la înviere. Și de aceea avem și aceste zile, 50 de zile deja, pentru a ne obișnui să trăim această înviere și să ne ridicăm, să privim spre cer, să privim spre cei de lângă noi, spre oamenii de lângă noi, pentru că de multe ori suntem blocați spre pământ, privim doar acest pământ și nu-i vedem pe cei de lângă noi. Cât de important este acest lucru și chiar m-aș îndrepta spre dumneavoastră, doamna Eugenia, să ne împărtășiți cum trăiți această zi, prima zi de Paști și această perioadă a timpului pascal în familie. În primul rând ne vom duce
vom participa în seara aceasta la înviere. Și apoi, bineînțeles că am pregătit tot ce trebuie pentru a lua masa împreună. Și dacă soțul meu se va elibera de activități, vom merge și vom vizita familia noastră de origine și apoi familia noastră spirituală la surorile misionare ale Patimii lui Iisus, unde avem acolo o mare familie de copii, de bătrâni, de bolnavi. Și bineînțeles că eu voi merge și la câteva persoane defavorizate să le vestesc această bucurie. Ne îndreptăm spre finalul emisiunii și aș vrea să vă cer un sfat și să le oferim acest sfat și telespectatorilor noștri. Părinte Pius, cum putem să trăim cât mai bine această sărbătoare a Învierii? Doar împreună cu Hristos, doar cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu este doar ceva superficial, însă dacă îl primim pe Hristos în viața noastră, El ne luminează, El ne întărește și ne dăruiește acel ceva în plus care ne ajută să facem diferența. Chiar dacă ne vor lipsi multe sau ni se vor întâmpla diferite lucruri, vom reuși să dăm sens cu ajutorul lui Hristos cel înviat tuturor evenimentelor din viața noastră. Și îmi place o expresie pe care am întâlnit-o recent a unui autor care spunea: creștinii care l-au întâlnit pe Hristos cel înviat au în ei cromozomul pascal. Adică au acel ceva care îi ajută să spere dincolo de orice speranță, așa cum a sperat Maria Magdalena, așa cum a sperat Petru sau Ioan. Un sfat pentru telespectatorii noștri, cum să trăiască frumos? Cu un suflet curat, cu un suflet liber, fără încarcerări, fără... trebuie să fim liberi în Hristos. Aceasta este pentru mine lumina Paștelui. Spovada, dacă este făcută, împărtășania primită, sufletul este liber. Vă mulțumesc. Iată-ne deja la finalul emisiunii Lumina Creștinului. Mulțumesc, Părinte Pius. Mulțumesc, Doamna Eugenia. Mulțumesc dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați rămas împreună cu noi. E o sărbătoare deosebită, e de suflet. E cea mai importantă sărbătoare pe care o avem, solemnitatea Învierii. Și de aceea, urarea mea este tocmai să aveți o sărbătoare plină de lumină.